Bună seara și bine ați venit la programul intitulat Ajutor, am fost binecuvântat. În această seară, noi, Angie Enache și Andrei Sisu, ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră și să acumulăm învățăturile deosebite pe care le vom asculta pe parcursul următoarelor două ore. În introducere, am dorit să vă prezentăm invitații din această seară. Julian Archer, om de afaceri, scriitor și vorbitor. Aldana Cazacu, studentă în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore Popa și solistă vocală ce a concertat în numeroase locuri în țară, dar și în străinătate. Și de asemenea, l-avem împreună cu noi pe Dragoș Gârea, absolvent al Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu și de asemenea membru al formației Crystal Sound. El este cel căruia îi datorăm și sigla Asociației Amicus București, fiind cel care a proiectat-o în anul 2009 și pe care o păstrăm cu drag și astăzi ca emblema a asociației noastre. Ne bucurăm că în această seară vom avea ocazia să ascultăm o piesă interpretată de corul filialei Amicus București și dorim să anunțăm cu această ocazie și implicarea organizatorică pe care Asociația Amicus București a avut-o în desfășurarea acestui eveniment. De asemenea, trebuie să precizăm și să menționăm că această seară este una deosebit de importantă. De ce? Deoarece în această seară va avea loc lansarea cărții Ajutor, am fost binecuvântat. Carte scrisă de nimeni altul decât invitatul serii Julian Archer. De asemenea, menționăm că dumnealui a pus la dispoziție un tabel. Un tabel ce va circula prin sală, un tabel în care aveți oportunitatea să vă scrieți e-mailurile pentru a primi lunar cât un e-mail din partea dumnealui, un e-mail de încurajare, un e-mail care va avea legătură probabil cu ceea ce ne va vorbi în această seară. Până atunci însă vă invităm să audiați o primă piesă interpretată de solista serii Aldana Cazacu. Ea va fi acompaniată la pian de către Cosmin Pătrana, absolvent al secției de pian din cadrul Universității Naționale de Muzică București. Piesa se intitulează Oriunde ai fi. Audiție plăcută!
Așa cum vă spuneam mai devreme, evenimentul desfășurat în această seară a fost organizat de către Asociația Studențească Amicus București. Detalii despre activitatea pe care o desfășurăm noi, studenții Asociației Amicus, vom afla imediat în cadrul unui interviu cu capelanul nostru, pastorul Costi Gogoneață. Numele de Amicus reprezintă un acronim provenit din limba engleză. Denumirea completă este următoarea: Adventist Ministry in Campus Universities and Students, și definește misiunea pe care o desfășurăm noi ca tineri studenți printre colegii și semenii noștri. Descris în câteva cuvinte, Amicus este o asociație studențească autonomă, neguvernamentală și non-profit, constituită la nivel național, având filiale în 15 dintre centrele universitare din țară. Amicus a pătruns în România odată cu anul 1993. Scopurile de atunci ghidează și astăzi activitatea Amicus. Care sunt ele? Întărirea relațiilor interumane fundamentate pe valorile moral creștine și pe promovarea unor principii de viață sănătoase pentru trup, minte și suflet. Ne propunem să stabilim relații de prietenie în mediile studențești și să oferim oportunități în ceea ce privește dezvoltarea personală, având la bază principii sănătoase. Dorim ca împreună să venim în întâmpinarea nevoilor comunității prin acțiuni de voluntariat și să-L descoperim pe Dumnezeu pentru a avea o viață cu mai mult sens. În momentele următoare doresc să-L invit în față pe pastorul Costi Gogoneață, capelan al Amicus București, care ne va răspunde la câteva întrebări privitoare la activitățile noastre. Domnule Gogoneață, mulțumim mult de tot că ați ales să fiți cu noi în această seară și că sunteți cu noi pe scenă. Pentru a vă adresa prima întrebare, aș vrea să vă întreb, care considerați că este misiunea cea mai importantă pe care reușește să o desfășoare Amicusul? Și odată cu această întrebare aș vrea să vă adresez o alta. Care au fost activitățile pe care dumneavoastră le considerați cele mai eficiente în ceea ce privește aducerea unei schimbări în mediul înconjurător și în societatea noastră? Mulțumesc pentru oportunitatea de a fi împreună în seara aceasta și de asemenea mulțumesc tuturor acelora care ați ales să fiți cu noi, mai ales invitațiilor noștri speciali. Ori de câte ori avem posibilitatea să îl promovăm pe Iisus prin diferite acțiuni, cred că nu facem altceva decât să împlinim menirea a ceea ce înseamnă Amicus. Prin felul nostru de a fi, de a ne comporta, de a arăta valori celor din jur, dar mai ales prin a organiza astfel de evenimente în cadrul universităților, pentru că până la urmă acesta este scopul Amicus București, de a ajunge prin ceea ce facem noi, prin proiectele noastre, prin invitații noștri, în campusuri universitare. Modalitatea pe care am ales-o de a îl reprezenta pe Iisus astăzi, în locul acesta, aula magna a Universității București, din cadrul Facultății de Drept, nu face altceva decât să împlinească acest deziderat. Este de fapt o continuare a ceea ce am început anul trecut, atunci când am avut parteneriatul cu cei de la Facultatea Politehnică, de la Universitatea Politehnică mai exact, când am desfășurat anumite activități acolo. Încercăm să continuăm demersurile acestea și pe viitor. Revenind la cea de-a doua întrebare, ori de câte ori privim asupra proiectelor în care noi ne-am implicat și cu siguranță Mark și Robert au câteva fotografii pregătite pentru noi, aș vrea să punctez doar unele dintre acelea care ne-au atras cumva atenția și ne-au adus în a încerca să fim de folos celor din jurul nostru. Și aș merge cumva puțin cronologic, chiar dacă probabil fotografiile vor fi puțin diferite față de ceea ce am să vorbesc acum. Un proiect drag celor mai mulți dintre noi a fost Biblioteca Amicus, pe care am instituit-o într-una dintre școlile din județul Călăraș, într-o școală în care nu exista o astfel de bibliotecă. Studenții, împreună cu cei care au intrat în proiectul acesta, am reușit să organizăm proiectul de față cu mai bine de 400 de cărți pe care le-am donat către școala din Răzvani, instituind astfel Biblioteca Amicus. De asemenea, ați văzut o fotografie puțin mai devreme, este un proiect pe care l-am făcut în parteneriat cu Banca Transilvania. Odată ce ei au cumpărat Banc Postul, am reușit să obținem un parteneriat cu ei și mobila din mai multe unități ale Banc Post, ale fostei bănci Banc Post, au fost donate către școli din județul Călăraș, astfel încât mai multe
unități școlare au fost mobilate cu mobilierul provenit prin intermediul Asociației Amicus București. Urmează ca în perioada următoare, sperăm noi să reușim să aducem mai multe echipamente IT în școlile respective, astfel încât acei copii de la țară să poată să aibă posibilitatea de a studia informatica pe calculator și nu doar din cărți. Un alt proiect important în care ne-am implicat a fost acela prin care am reușit să ne apropiem de cei din jurul nostru, mergând în diferite locuri, vizitând prin excursiile pe care noi le-am făcut. Am fost în mai multe locuri în toamna aceasta, am fost și în străinătate, intenționăm să mergem în Turcia în primăvara aceasta și de asemenea, de fiecare dată există o tradiție pentru Amicus, Revelionul îl petrecem împreună într-una dintre locațiile care aparțin Bisericii Adventiste. Ultimul Revelion de anul acesta l-am făcut împreună cu filiala din Craiova, la Sătic. De asemenea, intenționăm în perioada următoare să ne apropiem de cei care sunt nevoiași, printr-un proiect în care suntem parteneri ai unei biserici din București, atunci când vom face mai multe cutii pentru anumiți copii care au rezultate bune la școală, încercăm să-i motivăm pentru a nu abandona școala. Se numește Cutia Speranței. Un proiect de suflet, vedeți aici o fotografie, pe data de 3 martie s-a mers în mai multe spitale din București, dăruind doamnelor care erau internate în spitalele respective câte o floare și câte o broșă, în semn de prețuire, mai ales că multe dintre acestea nu mai fuseseră de foarte mult timp vizitate de familie. Atunci când privim asupra felului în care ne raportăm la înțelesul tuturor acestor proiecte, nu facem altceva decât să atingem dezideratul împlinirii de a ne apropia de Dumnezeu. Un alt proiect important este acela al faptului că reușim printr-o legătură apropiată cu Dumnezeu să participăm la săptămâna de rugăciune. Anul acesta, săptămâna de rugăciune va avea loc la începutul lui aprilie. Aici vedeți un curs de prim ajutor împreună în parteneriat cu cei de la SMURD și toate acestea nu fac altceva decât să ne ajute să fim mai aproape de valorile pe care noi le promovăm. Este un proiect pe care încercăm să-l multiplicăm și anul acesta. Avem o veste bună pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră. Este vorba despre IQ, un proiect pe care l-am moștenit de la cei care au fost amicuși la un moment dat, acum sunt deja pe picioarele lor. Vom face proiectul din aprilie într-o altă universitate din București, este vorba despre SNSPA, acolo unde avem din nou un parteneriat cu ei și alături de studenții din SNSPA vom fi antrenați în a încerca să începem să vorbim din ce în ce mai bine. Sunt doar câteva din proiectele pe care am încercat să vi le aducem înainte. Dacă sunteți curioși să țineți aproape de Amicus București și să vă implicați în Amicus București, intrați pe pagina de Facebook și pe Instagram. Ați mai văzut două fotografii. Plantarea de copaci este un proiect pe care se va desfășura și în perioada următoare, pentru că anul trecut au fost 100 de ani de România, vom planta 100 de copaci pentru aerul curat din București în mod special. Așa că așteptați-vă să vă chemăm în cel puțin două duminici la întâlnirile pe care noi le programăm pentru a planta copaci. O altă inițiativă a fost aceea de a merge cu colindul în iarna aceasta și pe 30 martie se împlinesc deja 25 de ani de Amicus București. Va fi o sărbătoare foarte mare ce se va desfășura la Cernica, sâmbătă pe 30 martie, atunci când ne vom întâlni cu toate generațiile care au existat de-a lungul timpului în București. Vă mulțumim foarte mult pentru ce ne-ați împărtășit și am dorit să vă întrebăm care a fost cea mai importantă lecție pe care ați primit-o fiind capelan Amicus. Lecția pe care am primit-o din partea studenților a fost lecția răbdării. În multe situații am fost în postura de a înțelege că de multe ori trebuie să fac în așa fel încât ritmul meu să fie adaptat după ritmul studenților. Și dacă se va întâmpla așa, vom reuși împreună să facem o echipă, cum de fapt s-a întâmplat și până acum.
Mulțumim mult. Pentru că până acum v-am întrebat despre activitățile ce au avut impact asupra societății, vreau în continuare să aflăm care sunt activitățile dumneavoastră preferate, activitățile de suflet din cadrul Amicus. Atunci când am fost chemat să slujesc în asociația aceasta, rolul pe care l-am primit din partea celor care coordonează la nivel regional Biserica Adventistă, a fost să fiu aproape de sufletul studenților. Prin urmare, ceea ce îmi place să fac este să îi ascult pe studenți, să le fiu aproape și, dacă se poate, să le pot fi și mentor în anumite situații sau, de ce nu, în cât mai multe situații. Mulțumim mult pentru răspunsurile dumneavoastră. Apreciem mult faptul că vă implicați și faptul că ați făcut din Amicus o prioritate în viața dumneavoastră. Pentru noi, studenții, contează enorm. Mulțumesc frumos. Este o investiție pe termen lung, urmează să se nască un nou copil în familia noastră, așa că nu se știe niciodată când se vor mai sărbători mulți ani și sper să prindă și fetița noastră Amicusul. Mulțumesc mult! Înainte de a asculta mesajul venit din partea invitatului nostru, va fi un punct special în program, și anume intonarea imnului Amicus. Și pentru aceasta invit pe toți cei care sunt prezenți în sală din filiala Amicus București să urce pe scenă. Corul va fi dirijat de către Andrei Sisu, iar la pian va fi Marc Grigore, student în cadrul Universității Politehnica din București. De asemenea, după prezentarea domnului Julian Archer, avem plăcerea să vi-l prezentăm și pe Dragoș Gârea, solistul serii, ce ne va interpreta piesa Your Ways Are Higher Than Mine.
Vă invităm să ne ridicăm și să cântăm împreună. Vrei să rămâi cu Dumnezeu, să fim și prieteni și colegi, de tine amicus, sufletul meu. Mulțumim frumos! Well, good evening again. Bună seara din nou. I want to say a special thank you to Amicus for inviting me to come here. Aș vrea să aduc niște mulțumiri speciale asociației Amicus pentru că m-a invitat. Unia was translating some of what was being said, and one of the goals of Amicus is to show people how full life can be. Îi traduceam proiectele Amicus și l-a impresionat partea în care ne interesează să arătăm și celorlalți studenți și lumii cum poate fi trăită viața la maxim. And this is exactly what Jesus came to do. He came to save us and to give us life, not just normal life, but abundant life. Și pentru aceasta a venit și Iisus, să ne dea o viață bună și nu doar una normală, ci una din abundență. And so the goal of Amicus is a very noble goal, so thank you. Așadar, scopul Amicus este unul foarte nobil și mulțumesc. Okay. Part 2. Partea a doua. Last night we looked at my life story, and one of the things that we concluded on was one of the challenges that I faced in my life, in the balance between money and spirituality. Aseară v-am povestit experiența mea și provocarea pe care am avut-o de a face un echilibru între credință și finanțe. And how I found that when my blessings went up, my faith went down. Cum am descoperit că atunci când banii mei s-au înmulțit, credința mea a scăzut. The more blessings that I received, the more I became proud and relying on myself instead of on God. Cu cât am primit mai multe binecuvântări, am devenit mai mândru, egoist și m-am bazat mai puțin pe Dumnezeu. And I didn't have peace in my heart, and I really wanted to have that peace again in my heart. Și nu aveam pace în inimă și îmi doream din tot sufletul să o am din nou. Tonight we are going to look at a number of things that I shared with you last night. And I want to start with this one here, my home country, Australia. În seara aceasta vă voi împărtăși mai multe lucruri despre care am spus și aseară și aș vrea să încep cu țara mea natală, Australia. Australia is about the size of Europe. Australia are aproape dimensiunile Europei. So if you look at the map here, here we go. From here to here is 5,000 kilometers, and it's the same from here to here. Dacă ne uităm, are și în lungime și în lățime 5,000 de kilometri. Yeah, yeah. But we only have 25 million people. Dar nu avem decât 25 de milioane de locuitori. So it's like having all of Romania, all of the Romanian people, but you have all of Europe for yourselves. Este ca și cum ar fi numărul de locuitori din România, însă ați avea tot terenul Australiei la dispoziție. The bad news is that basically all of this in the middle is a desert. Partea proastă este că
Partea centrală a Australiei este de fapt deșert. But even the desert has many resources that we can mine and use to build our economy. Dar și deșertul are propriile resurse care ne ajută să ne creștem economia. Australia currently has a historical world record in economics. Australia deține un record mondial în ceea ce privește economia. We are going into our 28th year, year number 28, of having positive economic growth only. Am intrat în cel de-al 28-lea an în care Australia crește în continuu din punct de vedere economic. So in the last 28 years, there has not even been one quarter of a year where our economy has gone backwards. It has always been upwards. Așadar, în cei 28 de ani, economia Australiei nu a coborât nici măcar un pic. I don't know about you, but that sounds like an answer to prayer. I mean, that's what we all want. We just want this economic growth to keep going. Nu știu despre voi, însă mie mi se pare că aceasta este ca un răspuns la rugăciune. Este ceea ce ne dorim toți, să avem o creștere economică. And it does come with many blessings. Și într-adevăr vine cu multe binecuvântări. But I want to answer this question. What has been the impact of 27 years of uninterrupted economic growth? Aș vrea să vă răspund la întrebarea aceasta. Care este impactul celor 27 de ani de creștere neîntreruptă economică? Is it just about nice cars and nice houses and nice roads? Este vorba doar despre mașini bune și case bune și străzi bune? Or has it had some other impact on us as a people? Sau a avut și un alt tip de impact asupra oamenilor? This is a newspaper article from The Australian, which is our number one newspaper in Australia. Acesta este un articol dintr-un ziar important din Australia. And I won't ask for it all to be translated, but basically what he is saying is that 27 years of positive economic growth has killed our faith in God. Ceea ce spune textul pe scurt este că atâția ani de creștere economică a distrus viața de creștin a populației. And as one example, in 1954, 74% of Australian Catholics attended mass each Sunday. Today, it is less than 10%. Aici este un exemplu. În anul 1954, un procent de 74% din catolicii din Australia mergeau la biserică duminica și luau cina, iar astăzi mai sunt doar 10%, mai puțin de 10%. And this is similar across many other denominations and even religions. Și cam așa arată și procentele pentru alte denominațiuni, religii. As I travel around the world talking to people from different religions, Hindus, Buddhists, Muslims, Christians. Și atunci când călătoresc și mă întâlnesc cu oameni de diferite religii, hindu, creștini, musulmani, I see that the greatest problem for the churches is not that the people are being converted from one to the other, so they're not all moving from Catholic to Buddhist or from Hindu to Muslim. Problema cea mare nu este că se convertesc de la o biserică la alta, devin de la catolici, musulmani și de la musulmani la hindu. But they are all being converted from their religion to capitalism. Ci că toți sunt convertiți de la religiile lor la capitalism. So the winner, the strongest religion in our world today, is money. Așadar, cea mai mare religie a lumii noastre sunt de fapt banii. Some would argue that money is not a religion, but religion is about worship, and people are worshiping money. E adevărat că banii nu sunt o religie, însă religia înseamnă închinare și oamenii se închină banilor. There's a company, a research company called Gallup Poll. Este o companie de cercetare numită Gallup Polls. And they do surveys in more than 200 countries around the world. Și își desfășoară cercetarea în mai mult de 200 de țări din lume. Yeah, 200. Yeah. And they, one of the questions that they ask many, many questions, but one question they ask is religion an important part of your daily life?
pun mai multe întrebări, dar una dintre ele este dacă religia face parte din viața lor zilnică. And you will see that in countries where the annual income, the money that people earn each year is less than $2,000, 95% say yes. Și puteți vedea în tabel că acolo unde venitul anual este sub $2,000, 95% au răspuns că da. So when the country is poor, the people are very religious. Astfel, atunci când țara este săracă, oamenii sunt religioși. But when the income goes over $25,000 per year, less than half of the people are still interested in religion. Dar atunci când venitul crește la peste $25,000 pe an, procentul este sub jumătate. So it's a faith and finance up and down. Așadar, este un balans între credință și finanțe. And I saw this happen in my own heart. I saw it happen in my country. And now I see that it is happening around the world. Și am văzut acest lucru întâmplându-se în inima mea, am văzut în țara mea și acum văd că se întâmplă în întreaga lume. Some of you might have heard of the company Credit Suisse from Switzerland. Probabil mulți dintre voi ați auzit despre compania Credit Suisse din Elveția. Every year they put out a report called the Global Wealth Data Book. În fiecare an fac un raport cu bilanțul global. And you will see that it is thought leadership from Credit Suisse Research and the world's foremost experts. Și este realizat de oameni importanți din Credit Suisse și de experți în întreaga lume. These experts do not represent any religion. Acești experți nu reprezintă nicio religie. They are economists and statisticians who simply analyze data and present the results. Sunt economiști și se ocupă cu statistica, pur și simplu analizează ceea ce descoperă. And one of the things that they analyze is which countries have the wealthiest adults living in them. Și ceea ce au cercetat ei a fost să descopere țara care are cei mai bogați adulți. So they are not trying to find who is the richest man or the richest lady. They want to know which countries, on average, have the richest adults, on average. Nu sunt interesați să descopere cine este cel mai bogat bărbat din lume sau cea mai bogată femeie, ci sunt interesați în ce țară sunt cei mai mulți bogați pe medie. And here is the results from 2017. Iar aici este rezultatul din 2017. Number one, richest adults in the world, Switzerland. Numărul 1 cu cei mai bogați adulți din lume este Elveția. Then Australia, United States, Bermuda, and the list goes down. Apoi Australia, Statele Unite, Bermuda și așa mai departe. These ones are the top 10 countries in the world that have the richest adults. Acestea sunt primele 10 țări cu cei mai mulți oameni bogați. And down here we have some of the poorest countries in the world. Iar mai jos sunt cele mai sărace țări. In this column we have the Gallup poll data, the results from that survey that we just looked at. Iar în dreapta sunt rezultatele întrebărilor prezentate anterior. And you can see that it is very interesting that the rich countries are also the least religious, so that more people say no religion than in the poor countries. Ce este interesant este că în țările cele mai bogate, procentele sunt foarte mari cu răspunsul nu, religia nu face parte din viața noastră de zi cu zi. There's something very interesting about those top 10 countries. Este un lucru foarte interesant legat de aceste 10 țări. Actually, before I go to that, I will just mention for Romania, this is the Credit Suisse number for this column, and 12% no. În stânga aveți datele legate de România, acolo este venitul și jos este procentul celor care au spus nu. But things are changing very fast here. Dar lucrurile se schimbă foarte rapid aici. The 12% no was actually done back, researched in about 2006. Today, it is much, much higher. De fapt, răspunsul acesta a fost luat din 2006, de atunci a tot crescut.
And you will know, and many of you as university students, that many of your friends have no interest in religion, but they have a very big interest in money. Și probabil și voi știți, cum sunteți studenți, că mulți dintre prietenii voștri nu sunt interesați de religie, dar în schimb sunt foarte interesați de bani. And as the data shows for other countries, as Romania gets richer, more people will have no interest in religion. Și așa cum am văzut și în situația altor țări, și în România este la fel. Cu cât se îmbogățește mai mult, cu atât procentul care a răspuns nu este din ce în ce mai mare. So these top 10 countries have one very important thing in common. Deci aceste 10 țări au un lucru foarte important în comun. Can anybody tell me what religion these countries were founded on? Îmi poate răspunde cineva pe ce religie s-au bazat aceste țări? Christianity, that's right. Protestant Christianity. Creștinism, protestant. And God promises in the Bible that when people come together and follow his word and put his laws into their laws, that he blesses them. Și Dumnezeu ne spune în Biblie că atunci când oamenii ascultă și ascultă poruncile lui, și el se îngrijește de ei. Because God's laws encourage honesty, hard work, loving each other. Pentru că legile, poruncile lui Dumnezeu încurajează onestitatea, dragostea pentru cei din jur. And when we do these things as a nation, we are blessed. Și atunci când facem aceste lucruri ca națiune, suntem cu adevărat binecuvântați. But the problem is that when we are blessed, we become self-reliant and proud and we walk away from God. Dar problema este că atunci când suntem binecuvântați, devenim egoiști și ne îndepărtăm de Dumnezeu. And this is exactly what has happened in these countries. Și exact același lucru s-a întâmplat și cu aceste țări. Yesterday afternoon I was walking near my hotel in the city and I walked past a bookstore. Ieri mă plimbam prin oraș pe lângă hotelul în care am fost cazat și am trecut pe lângă o librărie. And I cannot read Romanian, but I know what this title says on this book. Nu pot să citesc în limba română, dar am înțeles la ce se referă acest titlu. This is a study by one of your leading economists, Florin Georgescu. Acesta este un studiu realizat de un fost ministru de finanțe, Florin Georgescu. About the economy of Romania since communism fell. Realizat pentru a descoperi viața economică a României de când a căzut comunismul. And I don't know what his conclusions are. I have not read the books. But he has studied a huge amount of economic data in Romania and presented the summary in these books. Nu știu la ce concluzie a ajuns, nu am citit cartea, însă a avut foarte multe dovezi și detalii pe care le-a pus în carte. And I saw one of the things on the internet about this book. Și am găsit un lucru pe internet legat de această carte. Where it says that for sociologists and political scientists, Georgescu's books, based on 27 years of data, provide an analysis for the first time on major topics such as economic and social inequalities, disparities in income and wealth distribution as training mechanisms of capital and capitalism in Romania. Și el spune că pentru sociologi și pentru oamenii de știință politici, cartea lui Georgescu se bazează pe date venite de timp de 27 de ani, care descoperă pentru prima dată acest subiect, cum ar fi economia, inegalitatea socială, împărțirea venitului și cum se împarte averea și cum mecanisme prin care a funcționat capitalul României în timpul capitalismului. This is going to be a very interesting book for your country to read. Aceasta va fi o carte foarte interesantă pentru țara voastră să o citiți. One of the conclusions of the Credit Suisse and Gallup poll research
Una dintre concluziile făcute de cele două studii pe care le-am specificat înainte, that they published in the secular media, pe care le-au publicat în pe media, is that there are two things in the world that kill the faith of people. Au spus că există două lucruri în această lume care distrug credința oamenilor. One of them is money. Unul dintre ele sunt banii. The second one that takes the most faith away from people is communism. Al doilea este comunismul. The top 10 least religious nations in the world are either wealthy ex-Christian nations or communist nations. Cele 10 țări de top sunt fie foste țări credincioase, fie comuniste. So Romania is in a very, very interesting position. România se află într-un loc foarte interesant. At the end of communism, there was great celebration, especially by the churches. La căderea comunismului a fost o bucurie foarte mare, în mod special pentru biserici. Suddenly there was a freedom for them to worship again. Dintr-o dată a fost marea libertate de a se putea închina. And in those first few years, there was a great interest in God and religion again. Și în acei primi ani a fost un interes foarte crescut pentru religie și pentru Dumnezeu. But what was unknown at the time is that capitalism, where you were going, actually kills religion just as powerfully as communism where you came from. Ceea ce nu știam era că direcția în care ne îndreptam, și aceasta fiind capitalismul, distruge și ea la fel cum a distrus și comunismul religia. So you need to think very carefully as the future leaders of this country about how you will lead your communities to maintain their faith in God. Trebuie să vă gândiți ca liderii acestei țări cum trebuie condusă această țară ca să-și păstreze credința. In 1789, a man called John Wesley made this statement. În 1789, John Wesley a spus că oriunde se împarte adevăratul creștinism, trebuie să aducă un mare impact în lucrurile, în modul în care merg lucrurile, și trebuie să creeze bogății. Și bogățiile naturale duc la mândrie, la dragoste pentru această lume, și fiecare lucru aduce la distrugerea creștinismului. It's an interesting statement. And it is exactly what we saw in the Credit Suisse data. Este o afirmație foarte interesantă și este exact ceea ce ne-au spus și studiile. It's exactly what I have seen in Australia and it is exactly what I saw in my heart years ago. Este exact ceea ce am văzut că se întâmplă în Australia și ce s-a întâmplat și în inima mea acum câțiva ani. So let me show that to you as a diagram. Haideți să vă arăt pe o schemă. You can see that wherever true Christianity spreads in the world, it leads to hard work and careful spending, which leads to riches. Puteți să vedeți că acolo unde există creștinismul adevărat duce la muncă sârguincioasă și la un mod inteligent de a cheltui banii, care duc la îmbogățire. And we see this in Switzerland, England, Norway, Denmark, Sweden, Australia, New Zealand, the United States. We see this happen. Și am văzut acest lucru întâmplându-se în cele mai mari țări. But we then see what happens next. He says that riches creates pride, love of the world, and everything that destroys Christianity. Dar ceea ce descoperim este că bogățiile duc la mândrie și la iubire pentru această lume care distrug creștinismul și credința. So this is a challenging problem. Așadar, este o problemă provocatoare. This is what it looked like in my life. Cam așa arăta viața mea. I asked a friend of mine to draw an illustration of the inside of my heart. L-am rugat pe un prieten să deseneze o ilustrare a inimii mele.
And I told him what was happening inside my heart, and this is what he drew. Și i-am explicat ce era în inima mea și el a desenat această imagine. You can see Jesus standing at the door of my heart knocking because he wants to come in. Îl puteți vedea pe Iisus ciocănind la ușa inimii mele pentru că vrea să intre. And I wanted Jesus to come into my life because I wanted the peace of knowing him. Și îl voiam pe Iisus să intre pentru că îmi plăcea pacea pe care mi-o aducea el în suflet. But I was so busy with all of the blessings that he had given me that I couldn't open the door of my heart and let Jesus in. Dar eram atât de ocupat de binecuvântările pe care el mi le dăduse, încât nu puteam să ajung să deschid ușa inimii. These blessings are good things. Aceste binecuvântări sunt lucruri bune. You can see we have academics and here we are in a university. It's a good thing. Puteți să vedeți acolo diplome și este bine să studiem. Maybe it's a gift of music. Poate este darul muzicii. And this is a good thing. Și este un lucru bun. Maybe there is something else in your life that you do and people bring you applause. Poate că sunt anumite lucruri pe care le faceți în viață care aduc aplauzele oamenilor. And that's a good thing. Și acestea sunt lucruri bune. Maybe it's the technology that is in your life. Poate că este tehnologia din viața ta. And technology can be used for good. Și tehnologia poate fi folosită în scopuri bune. But the problem that I was facing is that I was putting all of these good gifts inside my heart where Jesus needed to be if I wanted peace in my mind. Problema este că mă confruntam cu situația în care pusesem toate aceste daruri între mine și Isus și le pusesem în inima mea unde de fapt trebuia să fie el ca să am pace. And because I was holding on to these many gifts, I was losing the biggest gift. Și pentru că țineam atât de strâns de aceste daruri, de fapt pierdeam un dar și mai mare. So here was the problem that I was facing. Faith and finance, up and down, in my life, in my country, and now in the world. Aceasta era problema cu care mă confruntam. Credința versus finanțele, atât în inima mea, cât și în țara mea. And I had to try and find a solution for that. Și a trebuit să găsesc o soluție. And this is the conclusion that I came to as I spent many years studying this and trying to work out what I needed to do. Și aceasta este concluzia la care am ajuns după ani de zile în care am încercat să descoper ce trebuie să fac. And that is that I realized that as my blessings go up, my faith must not go down. No. Și am descoperit că în timp ce îmi cresc binecuvântările, credința mea nu ar trebui să scadă. But as our blessings go up, our knees must go down. Dar în timp ce binecuvântările noastre cresc, genunchii noștri ar trebui să coboare. And we need as individuals and as a nation to come back to God and ask him to lead us. Și trebuie atât ca individ, cât și ca națiune să ne întoarcem la Dumnezeu. And the more our blessings go up, the more our knees must go down. Și cu cât cresc binecuvântările, cu atât trebuie să ne plecăm mai mult pe genunchi. Because if they don't, we will just become proud and self-reliant. Pentru că dacă nu facem acest lucru, devenim mândri și egoiști. And in Australia, a country that has founded its laws on God's word. Și în Australia, o țară care s-a bazat, s-a construit pe legile lui Dumnezeu. We are now making laws against God's word. Acum facem legi care să fie împotriva cuvântului lui. We have gone around the full circle. Am făcut cercul complet. And so it's a very interesting but dangerous time to live. Trăim într-un timp foarte interesant, dar și periculos. This is the problem that we had. But what is the solution? Aceasta este problema pe care o aveam, dar care este soluția? The solution is having Jesus at the center of our life. Soluția este să îl avem pe Iisus în centrul vieții noastre. The solution is not having religion at the center of our life. Soluția nu este să avem religia în centrul vieții noastre. We don't need to make Australia or Romania
a more religious nation. Nu trebuie să facem Australia sau România o țară mai religioasă. Because there is no peace or satisfaction that comes from just being religious. Pentru că din a fi religios nu vine nici pace și nici satisfacție. The peace and the joy and the eternal future comes from knowing Jesus Christ. Pacea, bucuria și viața veșnică vin din cunoașterea lui Isus. And when we do know him, when we keep Jesus at the center of our life. Și atunci când îl cunoaștem și îl păstrăm în centrul vieții noastre. Then when we receive these many good blessings. Atunci când primim aceste binecuvântări. Then we don't become proud, we become prayerful. Nu mai devenim mândri, ci ne plecăm în rugăciune. And when we are praying, we become humble and we give generously. Și atunci când ne rugăm, devenim umili și generoși. Which is true Christianity. Iar acesta este adevăratul creștinism. You saw this tonight with the Amicus report, where they are giving, helping, loving. Ați văzut raportul Amicus din această seară în care studenții oferă. And this is what we need to do as individuals, as nations as well. Și aceasta ar trebui să facem fiecare dintre noi și toți ca națiune. In the last letter that we have in the Bible from a man called Paul, the Apostle Paul. În ultima scrisoare pe care o avem de la Apostolul Pavel. We have a very interesting statement in relation to our faith versus finance battle. Există o afirmație foarte interesantă legată de credință versus finanțe. The letter of 2 Timothy is the last letter that Paul wrote before he died that we still have a copy of. Scrisoarea aceasta este ultima scrisoare pe care a scris-o Pavel lui Timotei, ultima scrisoare de care știm. And chapter 4 is the last chapter of the letter. Și capitolul 4 este ultimul capitol al scrisorii. And verse 7 is the second last verse before he goes into some final goodbyes. Și versetul 7 este penultimul verset din scrisoare înainte să înceapă cu ultimele cuvinte. So he's going to be saying something very very important here to Timothy. Așadar, acestea sunt niște cuvinte foarte importante pentru Timotei. This is a man who has lived his life right across the parts of Eastern Europe and Western Europe. Este vorba de un om care a trăit în Eastern and Western Europe. He has lived in Europa de Est și de Vest. Yep. Okay. And he has lived under the Roman Empire, which was an empire that was very focused on money. Și a trăit sub Imperiul Roman, care era foarte concentrat asupra banilor. It's an empire that the historians tell us was not destroyed by war. Este vorba despre un imperiu despre care istoricii spun că nu a fost distrus de război. Unlike the empires before it, like Babylon, Medo-Persia, and Greece, Rome was destroyed for a different reason. În comparație cu Persia, cu Medo-Persia, cu Grecia, care au fost distruse de război, Roma nu a fost așa. The historians tell us that the thing that killed Rome was luxury. Istoria spune că lucrul care a distrus Roma a fost viața de lux. It lost its power because it wanted to just focus on comfort and easy living. S-a pierdut pentru că a vrut să se concentreze doar pe o viață ușoară și plină de confort. So Paul lived in a society that was materialistic, just like us. Așadar, Pavel trăia într-o societate materialistă, așa cum este și a noastră. But when he came to the end of his life, he told Timothy that there was something that he chose to do in his life. Dar la sfârșitul vieții, i-a spus lui Timotei că a ales să facă un lucru. He said this: I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. El a spus: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. He didn't say I have kept the finance. Nu a spus că s-a ocupat cu finanțele.
He said, I have kept the faith. And that was for him the most important thing that he could do. Nu și-a păstrat finanțele, ci credința, și pentru el a fost cel mai important lucru pe care l-a făcut. He kept his eyes on Jesus Christ, on his Savior, and he knew that he was going to live forever. S-a concentrat asupra Salvatorului lui, Isus, și știa că avea să aibă viață veșnică. So I just want to encourage you tonight, friends. Așadar, în seara aceasta vă încurajez. As a person who has had opportunity to be greatly blessed financially. Ca un om care a avut oportunitatea să fie binecuvântat foarte mult din punct de vedere financiar. That there is nothing in this world that will bring you peace and satisfaction in your life like knowing Jesus Christ. Că nu este niciun lucru în această lume care să vă poată aduce pace și satisfacție mai mult decât cunoașterea lui Isus. All of the things that the world offers you are temporary. Toate lucrurile pe care vi le oferă această lume sunt temporare. The satisfaction does not last. You will always want the next model or the nicer looking one for the new season. Satisfacția nu durează. Întotdeauna ne vom dori un alt model, un alt lucru care a apărut. But when you know Jesus Christ, you have an incredibly deep satisfaction in your life and the things of this earth just don't matter. Dar atunci când îl cunoști pe Iisus, ai o satisfacție profundă în inima ta și lucrurile din jur nu mai contează. Some of you probably look at countries like Australia and think, oh, I would be so happy if I lived there, or I would be so happy if I could live like that. Probabil că unii dintre voi vă uitați la Australia și spuneți că v-ați dori să locuiți acolo sau în felul în care locuiesc cu oamenii de acolo. I was sitting in an airport a few years ago and I saw a report on Australian television. Eram în aeroport și la un moment dat am văzut raportul prezentat de o televiziune din Australia. And they were reporting on the consumption of antidepressant medication around the world. So medication to try and make you happy. Era vorba de un raport despre medicamentele antidepresive, medicamente luate ca oamenii să fie fericiți. It's a very important medication for people who have chronic sadness and depression in their lives. Sunt medicamente foarte importante pentru persoanele care au o tristețe și sunt afectați în mod cronic de acest sentiment. The number one country in the world, the country where the people consume more antidepressant medication than anywhere else, is Iceland. Țara în care se consumă cele mai multe antidepresive este Islanda. And they have a good reason for it. Și au un motiv bun pentru aceasta. Because they do not see the sunshine for 3 months every year. Pentru că nu văd soarele timp de 3 luni pe an. So they have, many people have a medical condition where because they do not have sunshine, they get very, very sad. Este o condiție medicală, din lipsa de soare, oamenii devin depresivi. What surprised me was second place. Ceea ce m-a surprins este țara care se afla pe locul 2. The country that consumes the second largest amount of antidepressant medication in the world is my own country, Australia. Țara care se află pe locul 2 pentru cele mai multe medicamente antidepresive consumate este Australia, țara mea. So as you are setting the course of your life and making decisions about what is really, really important in your life, atunci când vă alegeți drumul în viață și vă puneți țintele, I encourage you to do your research. Vă încurajez să faceți puțină cercetare. Because what looks very good on the outside leaves a hole in your heart. Pentru că lucrurile care par foarte bune pe din afară lasă un gol în inima voastră. But the thing that the world says is not needed, a faith in Jesus Christ. Dar lumea spune despre credința în Hristos că nu este un lucru necesar. Is actually the one thing that can fill that hole in your heart and give you the peace that you're looking for. Când de fapt acesta este singurul lucru care poate da pace sufletească și care poate umple golul din inimă. So I encourage you, please do your research, because
What you really need and what you will realize probably one day that you really need is Jesus Christ. Vă încurajez să cercetați înainte, pentru că ce aveți nevoie sau ceea ce veți descoperi că aveți nevoie este credința în Hristos. This is my experience and this is my belief, and I thank you for sharing your time with me. Aceasta este experiența mea, credința mea, și vă mulțumesc că ați petrecut acest timp cu mine. Thank you. Good night. You're
Mulțumim mult invitatului serii pentru mesajul deosebit pe care ni l-a transmis în această seară și am dorit ca în continuare să anunțăm punctul următor. Punctul următor va fi o serie de întrebări și răspunsuri, conținând întrebările pe care dumneavoastră le-ați trimis la SMS sau prin intermediul aplicației WhatsApp pentru invitatul serii, domnul Julian Archer. După acest moment, vom avea un nou punct muzical în care Aldeana Cazacu va interpreta piesa De ce îngrijorare. Până atunci însă, îl invităm pe domnul Julian Archer pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. De asemenea, alături de el, am vrea să o invităm și pe soția dumnealui, doamna Melinda, pentru a fi parte la acest moment. Care sunt abilitățile care te-au ajutat să reușești? I think number one is God. Cred că pe locul întâi se află Dumnezeu. There are just too many times in my life journey where I saw God do things that I could not do. Au fost mult prea multe momente în viața noastră în care am văzut că Dumnezeu a făcut lucruri pentru mine pe care eu nu le-aș fi putut face. And then second to that is being surrounded by a family and by people who supported the direction that we were going. Iar pe locul 2 se află familia de care am fost încurajat și care m-a susținut în tot ceea ce am făcut. So they are probably the two main things. Probabil acestea sunt cele mai importante două. Ați spus că aveți grijă de casă și copii. Ce ne puteți spune despre viața profesională, carieră și împlinirea personală? I'm guessing this is my question. So I'm trained as a primary school teacher. But most of the teaching that I have done has been in high school, in nutrition and healthy style living. Eu sunt profesoară, majoritatea timpului l-am petrecut predând într-un liceu ca profesoară de nutriție și stil de viață sănătos. And I haven't, most of the teaching that I have done has not been to high school students as I was trained, or to school students as I was trained to do. I guess my career for the last 10-12 years. Sorry, I should let you talk. Majoritatea timpului nu l-am petrecut predând copiilor, deși asta am învățat să fac. Has been mainly in community outreach, in training people how to be healthy, how to live long and healthy lives. Și cariera mea a constat mai mult în a prezenta oamenilor despre cum să trăiești sănătos, despre un stil de viață sănătos. I really believe that as a Seventh-day Adventist church we have an incredible message of health that has been given to us back in the 1880s. Consider că biserica noastră a fost binecuvântată cu un mesaj legat de sănătate dat încă din anul 1880. And I'm continually amazed that I'm reading articles now that scientists in the secular world are saying they're reinforcing those things that Ellen White wrote 120 years ago. Și mă minunez atunci când citesc articole din lume care susțin și descoperă de-abia acum ceea ce Ellen White ne-a dat acum mult timp. So I find it very satisfying to be able to share that information with people in the communities that I have lived in. Primesc o mare satisfacție atunci când împărtășesc ceea ce știu cu oamenii din jur. I'm very blessed that my mum and dad I was raised in a Seventh-day Adventist home and I've been a vegetarian my whole life. Am fost crescută într-o familie adventistă și am fost vegetariană toată viața. Which has helped me to remain healthy, to look healthy, and so this has helped me a lot in the presentations that I have done. Ceea ce m-a ajutat să rămân sănătoasă, să arăt sănătoasă și mi-a fost de folos atunci când am făcut prezentările.
So I guess that's where I get my professional satisfaction. That and also the relationships that I am able to form with people who usually wouldn't think about going to church. Aceasta este satisfacția mea profesională și de asemenea vine și din relația pe care o am cu oamenii care nu ar veni la biserică. But because I have become friends with them, because they trust me, because they know that I am doing this in a voluntary way, just because I want them to be healthy, they are more comfortable talking about God to me. Acești oameni nu sunt interesați de religie, dar pentru că am devenit prieten cu ei și suntem într-o relație confortabilă, s-au deschis mai mult legat de discuții despre Dumnezeu și credință. Cum v-ați simțit când ați câștigat primul milion de dolari? I think I was happy. Cred că am fost fericit. The first million dollars is the hardest million dollars to make. Primul milion de dolari este cel mai greu de adunat. But it was interesting because it was also at this similar time where I could see that I was giving a little bit of my soul to make the million dollars. Dar a fost interesant pentru că în perioada aceea începusem să dau câte un pic din sufletul meu ca să adun acest milion de dolari. And so it was a very expensive million dollars. Așadar pot spune că a fost un milion de dolari foarte scump. I think they say them. I forget the saying, but things can be expensive without costing money. A vrut să spună o expresie, dar nu știu ce aminte. Lucrurile pot să fie scumpe without costing money. Fără să coste neapărat bani. So yeah, I felt very happy, but always wanted more, more, more. M-am simțit foarte fericit atunci, dar am început să-mi doresc din ce în ce mai mult. A few years later, we made $1 million in 15 minutes. An mai târziu am făcut un milion de dolari în numai 15 minute. A television company asked if they could do a story on our medicine, and they played it on television, and the story only went for 15 minutes, but we made $1 million from that 15 minutes. O televiziune ne-a cerut permisiunea să facă o emisiune legată de medicamentele acelea din frunze de măslin. A rulat doar pentru 15 minute și din acele 15 minute am câștigat un milion de dolari. But there was less satisfaction in making that million dollars than there was in making my first million dollars. Dar am avut mult mai puțină satisfacție din câștigarea acelui milion de dolari în comparație cu câștigarea primului milion de dolari. Because money is temporary and the satisfaction does not last. Pentru că banii sunt temporari și satisfacția nu durează. You just want more and more and more and more. Îți dorești mai mult și mai mult și mai mult. So that's how I felt. I was happy. And that's okay. În concluzie, m-am simțit fericit și cred că este okay. But I then learned a little bit more about money and things change. And now I am happy with or without money. The money doesn't matter. Dar apoi am învățat lecția despre bani și despre semnificația lor și acum sunt fericit și când am și când n-am. Ce rol joacă oamenii din jurul tău în ce privește prosperitatea? A very big role, because I was in family business and so we all helped each other to build the businesses. Au avut un rol foarte mare pentru că am fost într-o afacere de familie și am ajutat împreună la ridicarea ei. My mother and father and Melinda, we were all working in the business in different ways, and that was very important to make it grow. Părinții mei și Melinda lucrau împreună pentru dezvoltarea acestei afaceri din perspective diferite și aceasta a ajutat la creșterea ei foarte mult. And also people that we never met, maybe they are business people who wrote a book or did a seminar and we were able to read or listen to that. They also helped us to grow the businesses. Și poate oameni pe care nu le-am cunoscut, dar ale căror cărți le-am citit sau seminare le-am ascultat și ei ne-au ajutat în dezvoltarea noastră. It's very interesting that when you go into the house of a rich person, they nearly always have a big library. E foarte interesant că atunci când intri în casa unui om foarte bogat, în general au o bibliotecă foarte mare. It's one of the secrets that if you want to get rich, you need to read, you need to study what other people are doing and what is their successful methods.
Acesta este unul dintre cele mai mari secrete. Trebuie să citezi, să cercetezi și să descoperi metodele celorlalți de a deveni bogați. So there have been many, many people around who have helped. Așadar, au fost mulți oameni care ne-au ajutat în dezvoltarea afacerii. Cum poți avea o afacere atât de mare și profitabilă și totul să poți ține poruncile lui Dumnezeu? Yeah, well, it's a little bit different in Australia because in Australia the businesses generally close on Friday afternoon and open on Monday morning. Lucrurile stau puțin diferit în Australia pentru că în general magazinele se închid de vineri după amiază și până duminică. And we always chose businesses that did not require us to work on Sabbath. Și întotdeauna ne-am ales să deschidem afaceri care nu ne cereau să lucrăm în sabat. So we did not own a hotel, we did not own retail shops that would be open on Saturday morning. Nu am deschis nici hoteluri, nici alte magazine care ar trebui să fie deschise și sâmbătă. But there were many times that we had to make a decision, for example, will we attend a trade expo to promote our product on the Sabbath? Dar au fost momente în care am fost provocați să alegem dacă să mergem sau nu la o expoziție în care puteam să prezentăm produsele noastre ca să fie mediatizate. And so we simply chose that if the expo was on Sabbath, then we were not there on the Sabbath. If we had a display, the display was completely covered up on the Sabbath and we went to church. Și am hotărât că dacă suntem la expoziție, să nu fie, să nu o arate și în ziua de sabat, să fie acoperită și noi să mergem la biserică. Yeah, so it's a very good question and it's something that we need to think and pray about very much. A fost un subiect pentru care a trebuit să ne gândim foarte mult și să ne rugăm foarte mult. Cum vă antrenați mintea să vă păstrați același stil de viață acum când aveți mulți bani față de atunci când nu aveați la fel de mult? For me, probably the reason why this came quite naturally was because of my childhood growing up in Papua New Guinea. Probabil acesta a venit la mine în mod natural. M-am copilărit în Papua Noua Guinee. Papua New Guinea, it's the island above Australia in the Pacific Ocean. Yes, Papua New Guinea, or PNG, I don't know how you call it here. Okay. So my parents were missionaries, and I spent, from when I was 2 years old to when I was 12 years old, living there. Părinții mei erau misionari și de la vârsta de 2 ani până la 12 am locuit acolo. So I guess that gave me a good basis of understanding of what was important in life. Cred că atunci mi-am pus baza în a înțelege care sunt lucrurile cu adevărat importante în viață. When we returned to Australia, like I said last night, my dad was a pastor. Pastors don't earn a lot of money, so we were always comfortable, but we didn't go after, you know, very very expensive things. Când ne-am întors în Australia, după cum v-am spus și aseară, tatăl meu era pastor și pastorii nu au foarte mulți bani. Am trăit confortabil, însă nu m-am confruntat niciodată cu problema unor bani foarte mulți. My parents would always remind us when we were thinking about, you know, things that we wanted to buy or that we wanted to have, they would remind us about our life back in Papua New Guinea and how that money could help so much more than just maybe one thing that we wanted. De fiecare dată când voiam să cumpărăm ceva, părinții noștri ne aduceau aminte de viața pe care am petrecut-o în Papua Noua Guinee și despre oamenii de acolo și despre ce am putea face cu banii aceia pentru oamenii de acolo. So I guess for me as a growing up as a child this became kind of like a habit of how I like to live. Pentru mine a devenit deja un obicei legat de cum voiam să trăiesc. And then when I met Julian, I guess that was part of who I was and that continued. Apoi l-am întâlnit pe Julian și am rămas la fel. Probabil așa am fost întotdeauna. And like I said last night, and I hope I didn't leave anyone astray. I was talking to Julian about it later and I was a little bit stressed when I was lying in bed thinking about it last night. Și v-am spus ceva aseară și după aceea m-am mustrat puțin conștiința, m-am stresat legat de asta. I hope I didn't give the impression that Julian had us living in a 3 meter by 4 meter shed.
Sper că n-ați înțeles că Julian ne-a făcut să locuim într-un adăpost de 3 metri pe 4. Julian provided us with a very nice home. Certainly we could have afforded a much bigger one. Ne-a oferit o casă foarte confortabilă, cu siguranță că ne permiteam mai mult. But the home that we had was certainly big enough. We planned it to be big enough so that there was always a lot of room to have big youth programs. Our children could invite a lot of their friends and have social events. Însă casa pe care o avem era suficient de mare și am plănuit să fie așa ca să putem organiza acasă întâlniri de tineret și alte adunări. And we also ran a lot of health events for the community. For my friends that I made through the programs that I ran, I invited them to our home and I would do programs in my home as well. Și organizam și programe de sănătate tot la noi acasă și invitam prietenii. So the home that we had, we dedicated to God. It was a nice home and we made sure that we used it for God's work. Casa pe care am avut-o, i-am dedicat-o lui Dumnezeu și am folosit-o în scopul lui. Yeah, so then I guess when the money started to really go up and like I said last night, I really never knew exactly how much there was. Atunci când am început să avem din ce în ce mai mulți bani, și cum v-am spus, nu știam exact câți. I wasn't seriously ever tempted to begin to indulge in those really luxurious clothes and handbags and different jewelry because it wasn't who I was. Nu am fost niciodată tentată să achiziționez haine foarte scumpe, genți foarte scumpe, pentru că așa eram eu. So I hope that answers the question. I will add something to that. Yeah. Melinda is the queen of second-hand clothes. Well, this is true. I should share that. So Melinda este regina hainelor second-hand. And I'm very, very lucky that the city that we've been living in for the last 15 years. Și mă simt foarte norocoasă că orașul în care locuim de 15 ani has the highest percentage of millionaires per capita in Australia. Are cel mai mare procent de milionari per capital din Australia. So the second-hand stores in Toowoomba, where I lived, are amazing. Așadar, magazinele second-hand din Toowoomba, unde locuiește, sunt extraordinare. Yeah, for instance, the outfit that I'm wearing tonight, I think it probably all of it, not underwear, obviously, but all of it would have cost me about $30. Ceea ce port în seara asta, probabil că m-a ajuns undeva la $30. Yeah, so yeah, I love fashion, but I think this is a gift that God has been able to put into my heart that I'm good at finding great deals. Amen. Îmi place să mă îmbrac la modă, însă cred că asta mi-a pus Dumnezeu în suflet să găsesc afaceri bune. Yeah. Yeah, so I encourage you if you start buying second hand now because you will love it. You can get 95% off everything. Vă încurajez să luați haine second hand pentru că aveți reducere de 95%. And make that a habit in your life, and then when you are in your career and you're being successful in your career, your habit is still to just go and buy second hand clothes because you love it. You're excited by it. Și dacă faceți din aceasta un principiu, un obicei, atunci când veți deveni bogați, vă va veni foarte ușor să mergeți tot acolo pentru că deja v-ați obișnuit cu asta. And the other good thing is that you never look exactly the same as everybody else. Și un alt lucru este că niciodată nu arăți la fel ca ceilalți. Yeah, which is fun as well. Ceea ce este interesant. Dacă ai fost binecuvântat cu mulți bani, este un lucru rău să cumperi mașini scumpe, haine, accesorii, pentru că unii creștini te critică pentru aceste lucruri. Yeah, that's a very good question. The important word in the question is bad. Is it a bad thing? Cuvântul principal din această întrebare este cuvântul rău. And bad is something that is very personal. Răul este ceva foarte personal. If I see a Christian driving a very expensive car, the natural response is to think
They cannot be a Christian because they, if they were Christian, they would use their money for better things. Atunci când văd un creștin cu o mașină foarte scumpă, primul gând este acela că n-are cum să fie creștin, pentru că dacă ar fi creștin, și-ar cheltui banii într-un alt mod sau i-ar dona pentru cei din jur. But if I walked into Abraham's camp 3,000 or 4,000 years ago and saw the incredible wealth that he had. Dar dacă intram în cortul lui Avraam acum 3-4 mii de ani și vedeam bogățiile pe care le avea, then I would make the same conclusion. Probabil că aș fi avut aceeași concluzie. But the thing that I would not see is how much Abraham was helping so many people around him. Dar lucrul pe care nu îl puteam vedea era cât de mult dona și făcea Avraam pentru cei din jur. So the important thing is not to judge whether somebody else is a Christian, but to be 100% sure that you are one yourself. Lucrul cel mai important nu este să judeci dacă ceilalți sunt cu adevărat creștini sau nu, ci să te asiguri că tu ești un creștin adevărat. And if you are a Christian and you feel that it is okay to drive, we have an expensive car or have expensive clothes, and you have complete peace with that, then do it. Și dacă ești creștin și te simți bine și în regulă să ai mașini scumpe, case scumpe, atunci o poți face. But if you don't have complete peace with that, don't do it. Dar dacă nu ai pace sufletească cu privire la aceste lucruri, atunci nu le achiziționa. And there is one other thing that we need to take into account. Și mai este un lucru pe care trebuie să-l specificăm. And that is that in the Bible it tells us that we must not be a stumbling block to other Christians. În Biblie spune să nu fim o pricină de potignire pentru ceilalți. So we have to be very careful what we drive, where we live, some of these things, because as you have pointed out correctly, sometimes other Christians look at us and go, well, if he drives a Ferrari and he says he's a Christian, then I can drive a Ferrari and I can still be a Christian. Trebuie să fim foarte atenți la lucrurile pe care le facem, pentru că atunci când se uită un alt creștin la noi și vede că avem lucruri scumpe, s-ar putea să spună, hei, dacă el are o mașină scumpă și este creștin, atunci pot și eu să-mi iau una și să fiu tot creștin. So we do need to be very careful as we make our decisions that we are also looking at caring for the people around us. Trebuie să luăm deciziile luând în considerare și pe cei din jurul nostru și ceea ce cred ei despre noi. Dacă ai avea de ales, ați recomanda începerea unei afaceri cu o rudă sau cu un prieten? I am very blessed because all of the businesses that I have been in have been family businesses and my family works together very well. Am fost foarte binecuvântat pentru că afacerea mea a fost una de familie și merge foarte bine. But it can be very, very difficult and it can destroy relationships. Dar poate fi și dificil și poate să distrugă relațiile. In the Bible it tells us that we must not be unequally yoked with other people. So we are not to go into partnership with people who believe differently from us or have different goals in life to us. În Biblie spune că nu ar trebui să devenim parteneri cu oameni care gândesc diferit de noi, care au alte principii. So if your focus in life is on serving Jesus and your goal in life is to do everything you can to serve him, then don't go into partnership with a brother or a cousin who has different beliefs and goals to you. Dacă ținta ta în viață este să îl urmezi pe Dumnezeu și să îi slujești, atunci nu deveni partener cu un frate sau un verișor care nu îți împărtășește aceleași principii. Because it can either be a very good decision or a very, very painful decision. Pentru că fie este o alegere foarte bună, fie una foarte dureroasă. I would make it a matter of very serious prayer. Ceea ce vreau să spun este că trebuie multă rugăciune pentru acest subiect. Yeah.
Care este cel mai bun obicei pe care îl aveți? Ce cărți puteți recomanda? My best habit. Loving my wife. Obiceiul cel mai bun pe care l-am este să o iubesc pe soția mea. I think I'm very addictive. Cred că pot crea dependență. In a good way. Într-un mod bun. Yeah, look, the joy that comes from loving each other and knowing that she loves me is priceless. Bucuria pe care o am când o iubesc și când știu că și ea mă iubește pe mine este de neprețuit. I always say to Julian that when I count my blessings, I count him twice. Întotdeauna îi spun lui Julian că atunci când îmi număr binecuvântările, pe el îl pun de două ori. And what books can you recommend? My Bible is down there. O carte pe care o recomand este Biblia. There is no other book that is as full of wisdom about money, about relationships, about a healthy lifestyle, about peace of mind. There is no other book that is so tried and true as the Bible. Pentru că nu există nicio carte mai de preț și în care sunt sfaturi mai bune legat de viața de familie, legat de bani, legat de un stil de viață sănătos, așa cum sunt acolo. Even though I wasn't fully aware of the struggle that Julian was going through that he talks about in his presentations. Chiar dacă nu eram conștientă de provocările cu care se confrunta Julian în întregime. Because it was an inside struggle that he was having. Pentru că erau niște lupte interioare. I noticed so much of a change in him when he had his conversion experience. Am văzut o schimbare foarte mare în el atunci când s-a convertit. He was an amazing husband before that. Era un soț extraordinar și înainte. But the love that he had for me after that experience was so much greater, and the way he interacted with our family and with other people was just incredible. Dragostea pe care o avea pentru mine înainte era bună, frumoasă, însă după aceea a fost și mai extraordinar și felul în care s-a purtat cu familia după aceea a fost absolut minunat. And I know that if anyone is willing to take the Bible seriously and invite Christ into their lives. Și dacă cineva dorește din tot sufletul să asculte principiile Bibliei și să-l accepte pe Iisus în inima lor, that he can do that sort of transformation for everyone. Atunci această transformare poate fi în inima fiecăruia. Good.
grija se destramă ca norii cerului, chiar de dragi ascultători, după un astfel de deliciu muzical, este vremea pentru un moment cu adevărat special. După cum probabil ați văzut pe afiș și după cum am anunțat și noi aseară, astăzi, 9 martie 2019, în cadrul acestui eveniment frumos, cartea Ajutor, am fost binecuvântat, va fi lansată. Este de precizat faptul că acest material scris a fost în întregime tradus de către tineri din Asociația Amicus București, tineri ce s-au dedicat acestui scop și care au o mare parte din meritul lansării de astăzi. Aș dori să-i amintesc nume cu nume, iar după fiecare nume vă invit să-i aplaudăm. Este vorba despre Iunia Floricel, Abigaela Bâlbâie, Gabriela Gianu, Adelina Mârzea, Octavia Spătărelu și Marc Grigore. Mulțumim mult! Pentru a surprinde mai multe detalii despre carte, despre povestea ei, dar și despre autor, îl vom invita din nou în scenă pe domnul Julian Archer, autorul cărții, și de asemenea îl vom invita pe domnul Adrian Neagu, șef de redacție în cadrul editurii Viață și Sănătate, amândoi pentru a ne răspunde câtorva scurte întrebări. Alături de ei va urca și Iunia Floricel de asemenea și vă invit să-i primim în aplauzele dumneavoastră.
Domnule Archer, am dorit în primul rând să vă felicităm pentru lansarea cărții dumneavoastră pe pământ românesc. Și în clipele următoare am dorit să vă adresăm câteva scurte întrebări. Cum v-a venit ideea de a scrie o carte? Yeah, it's a very good question. It was never meant to be a book. Este o întrebare foarte bună, nu a fost niciodată menită să fie o carte. I was struggling in my spiritual life and I just wanted to find a solution. Mă luptam în viața mea spirituală și pur și simplu voiam să găsesc o soluție. And so I just prayerfully wrote down many of the things that God had taught me in business and in faith. Astfel am început să scriu lucrurile din viața mea și despre credință și despre afaceri. And it was a very personal collection of notes. A fost o colecție personală de notițe. And then when I finished doing that, I thought I should make it easier to read for my two sons so that they did not make the same mistakes that I made. Și când am terminat, m-am gândit că ar trebui să le ordonez mai, ca să fie mai ușor de citit de către cei doi fii ai mei, ca să nu facă aceleași greșeli în viață. And then when I finished putting it together for my sons, I was convicted that I should publish it as a book. Și atunci când am terminat să o aranjez pentru fiii mei, am fost convins că trebuie să o public drept carte. And I did not want to. There was no way I was going to do that. It was too personal. Și nu voiam să fac acest lucru pentru că era mult prea personal. But after 2 years, I finally gave in and the book was published. După 2 ani am acceptat în cele din urmă și cartea a fost publicată. So maybe the book is just an accident. Poate că până la urmă e doar un accident această carte. La ce v-ați gândit atunci când ați ales titlul și ce relevanță are el pentru subiectul cărții? In Australia and America, there is a teaching in the churches that God just wants to bless us. În Australia și în America este o lecție care este prezentată în biserici, și anume că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. There are many books saying God wants you to be rich. Sunt multe cărți care spun că Dumnezeu vrea ca tu să fii bogat. And I thought, yeah, this is okay. Și am spus, da, da, acesta este un lucru okay. I was in business and God was blessing me, so I thought maybe this is the only truth. Eram în afaceri și Dumnezeu mă binecuvânta, așa că am considerat că acela este adevărul. But then I couldn't find any books to help me to remain a Christian after God had blessed me. Însă nu am putut să găsesc nicio carte în care să citesc despre cum să rămân creștin după ce am fost binecuvântat. And so I gave a title to the book that was very opposite to what many people were teaching in the churches. Astfel am pus titlul cărții opus față de ceea ce învățau ceilalți. Because we all thought that blessings are only good. Pentru că noi credeam că binecuvântările sunt numai bune. But I had seen the dark side and I saw that when I was being blessed, I also needed help. Dar eu am văzut și partea întunecată a lucrurilor, că atunci când sunt binecuvântat, am nevoie de ajutor. And so that's why I called it help. I've been blessed. De aceea am numit cartea Ajutor, am fost binecuvântat. Pentru ca să săpăm puțin mai în adâncime, care este cel mai greu capitol pe care l-ați scris? Sau cel mai greu subiect de abordat? Yeah, there is one chapter in the book on the story of the rich young ruler from Matthew 19. Este un capitol în carte despre tânărul bogat din Biblie. I won't go into all of the details of it, but many of you will know that Jesus met this rich young man. And he told him that he needed to sell everything, give it all away, and then come and follow Jesus. Nu vă voi da prea multe detalii, însă așa cum știți, Iisus s-a întâlnit cu acest tânăr și a spus că trebuie să-și vândă toate averile și să le dea celor săraci. And I was very, very worried that God wanted me to give everything away. Și am fost foarte îngrijorat de faptul că Dumnezeu ar vrea același lucru și de la mine. And you can read the rest of the story in that chapter. Și puteți să aflați continuarea poveștii în acel capitol. But when I was writing the chapter, typing it,
My fingers did not want to type. Dar atunci când scriam acel capitol, degetele mele nu voiau să tasteze. So it was a very difficult chapter. Deci a fost un capitol foarte greu. Cum vedeți dumneavoastră inițiativa tinerilor din Amicus pentru a traduce această carte? I think it's amazing. Cred că este extraordinar. I was so surprised. I did not even know that Amicus was doing this. Am fost foarte surprins, nu știam că Amicus se va ocupa de aceasta. I found out about 5 days ago when they said, when you get your Bucharest, we will launch your book in Romanian. Am aflat de-abia acum 5 zile când m-au anunțat că atunci când voi ajunge în București va fi lansarea de carte. And so I am very excited, I am very humbled, and I am amazed. So thank you. Sunt foarte încântat și sunt minunat de ceea ce s-a întâmplat. Mulțumesc. I know that it is a very big job and I really appreciate it. Știu că este o lucrare foarte mare și apreciez. I hope that the translators were blessed in English and Romanian. Double blessing. Sper că traducătorii au fost binecuvântați și în engleză și în română. O dublă binecuvântare. So thank you. Mulțumesc. În final, ce i-ați spune unui tânăr pentru ca să-l motivați să citească cartea Ajutor, am fost binecuvântat? Motivate him to read the book. It's all about sex and money. It's not really. It is all about money. Totul este despre bani. And if you have an interest in money, read the book. Și dacă vă interesează banii, citiți cartea. Yeah. Vă mulțumim mult pentru răspunsurile dumneavoastră și ne dorim ca mesajul cărții să ajungă în cât mai multe locuri. Thank you very much. Domnule Neagu, am vrea să vă mulțumim că sunteți cu noi în această seară și avem câteva întrebări și pentru mulțumesc dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație. Bună seara dumneavoastră și invitațiile dumneavoastră. Cum s-a concretizat tipărirea acestei cărți și am vrea să ne împărtășiți și o părere personală legată de cartea aceasta? Cred că la finalul anului, dacă zic bine, m-a sunat Costi dacă am fi interesați să traducem cartea aceasta, Ajutor, am fost binecuvântat. Noi avusesem anul trecut experiența unei cărți lansate pe domeniul educației financiare și am fost surprinși că nu a avut un impact așa cum ne așteptam la cititorii noștri. E un subiect care e destul de sensibil și cititorii noștri obișnuiți nu sunt foarte atrași de domeniul acesta al educației financiare, nu vă pot ascunde lucrul acesta. Și i-am spus lui Costi că nu sunt convins că e cel mai bun lucru pe care îl putem face în momentul acela, dar am promis că citesc cartea și apoi îi voi da un răspuns. Am citit cartea și am văzut că nu era despre bani în primul rând, ci despre binecuvântări. Mi-am dat seama că este pe un domeniu, așa cum spunea și domnul Archer, care nu este acoperit în publicistica noastră și atunci m-am gândit că ar fi bine să facem pasul acesta, dar aveam o mare problemă, traducătorii. Și am spus, e foarte scurt timpul, traducătorii cu care noi lucrăm, cu care noi colaborăm, deja aveau programul foarte încărcat și am spus, dacă găsim pe cineva să o traducă, atunci putem să facem pasul acesta. Și el a spus, și dacă îți găsesc traducători, o facem? M-am gândit că nu o să găsească. M-a sunat după câteva zile și a zis, crezi că e suficient dacă găsesc un traducător? Și am zis, nu cred în momentul acela că e suficient unul. Ceea ce am putea face ar fi să o împărțim la mai mulți și să o lucrăm în felul acesta. E o mare problemă atunci când o împarți la mai mulți, pentru că sunt stiluri diferite, nevoie ca cineva să citească tot și să aranjeze lucrurile încât să nu se simtă că sunt 5 traducători. Și până la urmă m-a sunat și mi-a spus, am găsit. N-am știut câți au fost, am început să trimitem materialul, dar s-a nimerit fix în sesiune.
Așa că din nou m-am gândit că o să iasă, dar nu în o martie. Numai că până la urmă Dumnezeu a lucrat, am primit materialul, colegele mele din redacție s-au organizat, au început să lucreze și sâmbătă seara și duminică. Cristina Sava, Delia Buciuman, Irina Toncu, Livia Ciobanu au lucrat în mod foarte organizat și foarte mult în perioada asta și în două săptămâni au reușit să finalizeze procesul acesta. Neașteptat de repede, de obicei la noi cărțile stau mai mult, ele au trebuit să renunțe la unele proiecte pe care le-au avut în săptămânile acestea ca să putem finaliza, dar ne bucurăm că a ieșit. Vă mulțumim foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră și în final am vrea să vă întrebăm, pentru noi, aceia care vrem să procurăm această carte, cum o putem face? Avem un cadou. Editura Viață Sănătate oferă un cod promoțional pe care îl vedeți acolo, puteți să-l fotografiați și până luni seara, cei care intră pe site-ul editurii și introduc codul acesta, au o reducere de 25% din prețul cărții. Este un cadou pe care Editura Viață Sănătate vi-l oferă tuturor celor dintre dumneavoastră care doresc să comande această carte prin intermediul site-ului nostru. Introduceți codul acesta, țineți-l minte sau faceți o poză pe telefon și aveți o reducere de 25% la această carte. Vă încurajez să o citiți pentru că, așa cum spuneam, permis să-l contrazic pe autor, nu este o carte în primul rând despre bani, ci este o carte în primul rând despre binecuvântări. Și cred că fiecare dintre noi avem în viața noastră măcar o binecuvântare specială. Unii poate au mai mult. Vă mulțumim mult pentru răspunsurile dumneavoastră. De asemenea, așa cum am anunțat aseară, cei care au dat un share pe pagina de Facebook sau de Instagram și care au dat tag Asociația Amicus București pot intra în posesia cărții. Dacă nu ați făcut-o până acum, puteți merge la Denisa Hoșbotă sau la Alina Burlacu. Ele vor fi la masa din stânga dumneavoastră după ce programul va lua sfârșit. Iar cei care doriți să intrați în posesia cărții în această seară, o puteți face în schimbul unei donații către Asociația Amicus București. De asemenea, pentru cei ce ați intrat deja în posesia cărților sau veți intra, avem un anunț special, pentru că la sfârșitul serii, după ce acest eveniment va lua sfârșit, invitatul serii noastre își va instala o masă aici pe scenă, unde veți avea oportunitatea de a vă fi semnate cărțile cu un autograf din partea dumnealui. Până atunci însă vă invit să ascultăm un nou punct muzical, Dragoș Gârea cu piesa Mi-e dor. Căzuți și
sunt liber și nu rog. Îmi e dor să fiu din nou acasă, lângă tine, scump Iisus. Îmi e dor de cerul veșnic neapus, îmi e dor. Înainte de a încheia această seară, avem un ultim anunț. Pentru cei care vor să intre în posesia acestei cărți prin intermediul unei donații în cadrul Asociației Amicus București, trebuie să aibă în considerare faptul că vom putea face această procedură în măsura posibilităților și în măsura cărților pe care le mai avem. Ele nu mai sunt foarte numeroase, din păcate. Și pentru că orice lucru frumos trebuie să aibă și un sfârșit, iată-ne ajungi la finalul acestor întâlniri deosebite. Suntem onorați pentru că ne-am putut bucura de un timp de calitate și pentru că am avut parte de un mesaj motivant din partea unui om cu o experiență de viață absolut extraordinară. Îi mulțumim așadar lui Julian Archer pentru că a ales să ne ofere din timpul său prețios și a ales să accepte invitația pe care noi i-am făcut-o. Dorim de asemenea să ne arătăm recunoștința printr-un mic gest și de aceea îl invităm atât pe el cât și pe Melinda să urce alături de noi. Și am dorit să oferim familiei lor două premii cu totul și cu totul speciale și o rog pe Angie să-i ofere un simbol al amicusului domnului Archer. Thank you very much. Un simbol pe care sperăm să-l păstreze undeva în biblioteca dumnealor și de fiecare dată când se vor uita la el să-și amintească că eu am fost la București și am vorbit tinerilor din Amicus București și nu numai. De asemenea, pentru dânsii mai avem un cadou. Este vorba, open it, please. Este vorba despre
o ie bărbătească și o ie feminină pentru dânsii. Trebuie să menționăm că aceea e de bărbat. Trebuie să menționăm faptul că aceste I, sper că așa se spune, au culorile Amicus București, culorile roșu și alb. Sperăm să le purtați cu plăcere. De asemenea, dorim să ne arătăm recunoștința și față de cei doi soliști ai serii, Aldana Cazacu și Dragoș Gârea, pe care îi invit în față. Vă mulțumim că ați fost cu noi în această seară și vă mulțumim că ne-ați oferit momente atât de plăcute. În ultimul rând, mulțumim Asociației Amicus București, care a organizat acest eveniment frumos. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat. Dorim să mulțumim capelanului nostru, Costi Gogoneață, Comitetului Amicus București pentru organizare. Îi mulțumim Iuniei Floricel pentru că ne-a asigurat o traducere de bună calitate. Mulțumim departamentului tehnic și celor care au fost implicați în promovare și de asemenea dorim să mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă realizarea acestui eveniment frumos. O mulțumire specială se îndreaptă spre Facultatea de Drept, care a făcut posibilă găzduirea evenimentului în această sală deosebită și nu în ultimul rând, recunoștința noastră se îndreaptă către postul de televiziune Speranța TV, care a făcut posibil ca evenimentul să fie filmat și mai apoi să fie transmis pe postul dumnealor de televiziune. Dorim ca în final, cea mai mare mulțumire a noastră să o îndreptăm către Tatăl Ceresc și în semn de recunoștință și umilire, invităm întreaga asistență să se ridice în picioare, în timp ce pastorul Ioan Câmpian Tătar, care este alături de noi în această seară, ne va conduce într-o rugăciune. Părinte Ceresc, dorim să-ți mulțumim pentru timpul petrecut în locul acesta, pentru această zi frumoasă de sabat, pentru ocazia pe care ne-ai oferit-o de a învăța de la această familie, în primul rând ce înseamnă umilința, ce înseamnă consacrarea, ce înseamnă a te sluji pe tine. Dorim atât de mult, o Tată Ceresc, ca tu să binecuvintezi pe toți tinerii care au fost prezenți în locul acesta. Tu cunoști frământările, luptele și mai ales alegerile în fața cărora stau. Ajută-i, Doamne, să se încreadă în tine și să învețe și ei ce înseamnă dependența față de tine, ce înseamnă o viață de rugăciune, ce înseamnă să te pună pe primul loc în viețile lor, pentru că în modul acesta, binecuvântările care se vor revărsa asupra lor, să-i aducă mai aproape de tine. Îți mulțumim pentru că ne asculți și vei fi cu noi. În numele lui Iisus Hristos te-am rugat. Amin. O seară bună tuturor!